Bun venit la o nouă lecție de matematică. Aș vrea să abordez pentru început o derivată. Un prim exercițiu este f definit în R cu valori în R, dat de legea f de x este egal cu linie de fracție 2x la a treia plus 1 supra x. Derivata cătului este de forma aceasta. F supra g, totul derivat, este egal cu linie de fracție f derivat ori g nederivat minus f nederivat ori g derivat supra g pătrat. Prin urmare, funcția noastră va fi de forma f-ul la noi este 2x la a treia plus 1, iar g este x-ul. Așadar, din aceste două va rezulta derivata cătului, adică f supra g, totul derivat. Adică f derivat de x este egal cu linie de fracție lungă 2x la a treia plus 1, totul derivat, ori x minus 2x la a treia plus 1 nederivat ori x derivat supra x pătrat. În acest caz, derivata noastră va fi 6x ori x, egal mai departe cu 6x pătrat ori x minus, în cel de-al doilea caz, x-ul derivat la noi este 1, deci ținem cont că minusul din fața parantezei schimbă toate semnele din interiorul parantezei. Așadar vom avea 2x la a treia minus 1 supra x pătrat. Egal mai departe, linie de fracție, 6x pătrat ori x ne dă 6x la a treia. 6x la a treia minus 2x la a treia minus 1. Da? Supra x pătrat. Efectuăm calculele. 6 minus 2 este 4x la a treia minus 1 supra x pătrat. Adică este egal cu 4x la a treia minus 1 supra x pătrat. Acesta este rezultatul nostru. Să trecem la o integrală. Integrala noastră, mai întâi de toate să scriem funcția f definit în R, cu valori în R, dată de legea, f de x este egal cu x pe lângă x minus 2. Integrala noastră zice așa, integrală de la 3 la 4, linie de fracție din f de x supra x minus 1 pe lângă x minus 2 de x, vom completa, este egal mai departe, integrală de la 3 la 4 din x pe lângă
x minus 2 supra x minus 1 pe lângă x minus 2 dx. Vom face câteva simplificări, atât la numărător cât și la numitor, astfel încât integrala noastră devine integrală de la 3 la 4 din x supra x minus 1 dx. În acest caz, vom proceda la un artificiu de calcul care ne va ajuta în rezolvarea acestui exercițiu, și anume, este egal mai departe cu integrală de la 3 la 4 din x minus 1 plus 1 supra x minus 1 dx. Această fracție o voi împărți în două, și anume, integrală de la 3 la 4 din x minus 1 supra x minus 1 plus 1 supra x minus 1 dx. Egal mai departe cu integrală de la 3 la 4 din 1 plus 1 supra x minus 1 dx. Constanta este în fața integrale, deci vom avea x plus logaritm natural din modul din x minus 1, dar ținând cont că este un interval pozitiv, vom avea limită de la 3 la 4 după rezolvare, după soluționare. Este egal mai departe cu 4 minus 3 plus logaritm natural din, paranteză rotundă, 4 minus 3 minus 3 minus 1, 4 minus 1, ce scuze, 4 minus 1, 3 minus 1 și închidem paranteza pătrată. Așadar, rezultatul nostru va fi 1 plus logaritm natural din 3 minus logaritm natural din 2. Acesta este rezultatul nostru. În consecință, soluția a fost găsită. Vă urez succes, pe curând!